sincer, nu vreau să vorbesc despre meciul care a fost. Vă dați seama că suntem dezamăgiți, dar avem foarte multe meciuri acum în perioada care vine și nu avem timp să ne plângem. Trebuie să fim bărbați și să trecem peste cât mai repede. Avem mâine meci, după aia încă două meciuri la scurt timp și trebuie să luăm cât mai multe puncte în campionat. Cred că Hodo a zis foarte bine ce mai devreme. A fost un meci pe care venim să-l uităm cât mai repede. Mâine ne așteaptă un meci important pentru noi. Avem o perioadă foarte grea cu meciuri din 3 în 3 zile și trebuie să ne gândim la viitor, să uităm ce s-a întâmplat în trecut. Ținând cont și de oboseala acumulată în urma mai multor meciuri, deplasări, se va juca și pe o temperatură foarte ridicată. Cât de mult crezi că va influența temperatura meciului de mâine? Având în vedere că în ultima perioadă am jucat numai la temperaturi ridicate și cu Dinamo și în Cipru a fost foarte cald. Știm la ce să ne așteptăm, știm că o să fie foarte cald. Cred că nu numai pe noi o să ne afecteze acest lucru, cred că și pe adversarii noștri, dar sperăm să facem un meci bun și să plecăm cu toate cele trei puncte de aici. După meciurile în care nu ați reușit să marcați, plus partida asta din Cipru, e foarte necesar un rezultat bun să vă readucă și moral, poate și încrederea pentru cei care vor reuși să marcheze, să dea încredere în întregi echipe? Da, vă dați seama că o să dea încredere în întregi echipe, oricine ar marca, și cu cât o să o facem mai mult, cu atât va fi mai bine. Asta e clar. Nu avem o perioadă foarte bună din punctul ăsta de vedere. Trebuie în primul rând să nu primim gol, asta e cel mai important lucru și eu zic că de dat vom da mâine. Pentru echipa ofensivă sunt niște semne de întrebare, de reușit sau vândă de meciuri în care n-ați reușit să înscrieți? Da, din păcate n-am reușit să înscriem în ultimele meciuri, dar trebuie să ne gândim să, cum am spus și mai devreme, ca mâine să facem un joc bun, să reușim să înscriem și să plecăm învingător de aici. Nu va conta cine va înscrie, important e să o facem și să învingem mâine. Avem nevoie de acest lucru, având în vedere că venim după o perioadă grea și mai puțin bună, dar suntem încrezători și sperăm să, ca în următoarea perioadă să fie bine. Excepțiunea adversar abordabil, văzând și meciul de la Botoșani cu apărarea care a primit, iată, 5 goluri acolo. Orice meci este important, orice echipă își dorește să câștige, niciun meci nu seamănă cu celălalt, cu siguranță o să fie un meci greu, având în vedere că și ei au nevoie de puncte, dar eu cred că trebuie să uităm ce a fost, important e să ne gândim la meciul acesta și să jucăm cât putem de bine pentru a câștiga acest meci. Deosebit și pentru tine, vei fi față în față pe teren probabil cu Claudiu. Cum te simți? Ați vorbit în ultima vreme? Cum trăiești această partidă? Da, este un meci special, având în vedere că fratele meu joacă la adversarii noștri. Pentru mine poate să fie un meci special, dar nu mă gândesc la acest lucru. Mă gândesc cum să fac să câștig acest meci, pentru că când intrăm pe teren trebuie să uităm că suntem frați, bănuiesc că și el își dorește foarte mult să câștige acest meci și eu la fel și sper ca mâine fratele mai mare să plece învingător. Un adversar continuare puternic pentru Europa League, de pasare grea, Salzburg, o echipă potentă, echipă cu jucători de valoare din întreaga lume. Cum anticipezi acea dublă? Mai avem de jucat meciuri în campionat până vom juca din nou în Europa League. Avem timp să pregătim acest meci. Important pentru noi este să tratăm foarte serios aceste meciuri pe care le avem în campionat, să reușim să câștigăm. Cum am spus și mai devreme, jucăm din 3 în 3 zile, o să fie un program foarte greu și după aia avem timp să ne gândim și la Europa. Experiența dublei cu Apoel,
cât de mult va conta într-o nouă confruntare europeană, cu siguranță vă doriți să arătați mai mult, mă gândesc, în, în Europa. Vă dați seama, oricum atmosfera ca acolo, ca în Cipru, nu cred că va fi la Salzburg, a fost ceva incredibil. Am jucat un meci cu Rapidul și credeam că acolo am trăit cele mai intense clipe, dar și în Cipru a fost ceva incredibil. Tot fanii stăteau, au stat tot meciul în picioare, nu venea să cred, și atunci când fluierau nu mai auzeai nimic, nu puteai să vorbești în teren. A fost ceva unic și vă dați seama că o să ne ajute, având în vedere că nu o să fie o astfel de atmosferă acolo în Elveția. Eu zic că experiența aceasta o să ne ajute foarte mult. În primul rând, noi trebuie să începem să avem rezultat, să facem rezultat, să venim aici să câștigăm meciul. Așa cum abordăm fiecare meci, întâlnim totuși o echipă care este puțin rănită în orgoliu după ultimul rezultat și ne așteptăm să-și vândă scump pielea. Este o echipă, din punctul meu de vedere, care dacă o lasă să joace, știe să o facă și trebuie să fim foarte atenți, și o echipă care pe tranziție pozitivă poate să pună probleme destul de mari adversarului. Noi trebuie să ne gândim la un singur lucru, avem nevoie de rezultat, avem nevoie de victorie, pentru asta ne trebuie o atitudine extrem de bună și sper ca jucătorii să fie din toate punctele de vedere, atât fizic cât și mental, foarte bine după ultima deplasare. Viitorul în momentul ăsta este și o echipă rănită după rezultatul din Cipru? Tocmai. Normal că ne dorim mâine să câștigăm. Nu există altceva pentru noi. Ați avut patru adversari foarte puternici până acum. E binevenit un meci în care porniți ca favoriți? Știți cum e cu favoriții. Sunt pe hârtie. Astea trebuiesc demonstrate în teren. De-aia am adus aminte de o atitudine extrem de bună pe care trebuie să o avem. De-aia am adus aminte de nevoia de a ne face jocul nostru obișnuit, să avem posesia și să ne creăm multe ocazii de a marca. Iar când avem aceste ocazii, avem nevoie și de foarte mare luciditate în fața porții pentru a concretiza ocaziile, pentru că în ultima vreme am ratat foarte mult. Vremea este la fel pentru ambele echipe. Am jucat în ultima perioadă numai la aceste grade. Nu este ușor pentru jucători, dar trebuie să ne adaptăm repede și noi, antrenorii și jucătorii, la orice condiții meteo sau ale terenului. Pentru viitorul după Cipru vine o țară un pic mai bună din punct de vedere al... Și mai răcoare. Tocmai din asta zic. Totuși, experiența în afara rezultatului cu Hapoel poate să fie un atu în acest moment pentru ceea ce vă doriți cu siguranță să arătați mult mai bine în Europa League. Noi suntem o echipă tânără. N-aș fi vrut să aduc aminte de ultimul meci, dar am să o fac foarte scurt. În trei reprize noi am fost învingători, am făcut greșeli și în ultima repriză și în prelungire am pierdut calificarea. Dar noi, nu uitați că în primele trei reprize am fost peste Hapoel, o echipă care totuși are 20-25 de milioane buget, care investește enorm. Suntem o echipă tânără care trebuie să învețe din dușul ăsta rece și ne uităm numai în față. Trebuie să vedem numai în față, de-aia mâine avem nevoie de rezultat și ușor, ușor lucrurile să intre pe făgașul normal și să încercăm să facem în așa fel încât să ne calificăm contra echipei cu care am căzut. Este un adversar greu, care vine învățit cu moralul? Despre ce adversar vorbim? Păi, dar echipele care sunt acolo nu sunt ușoare. Nici o echipă nu e ușoară, așa că cred că vorbim de pomană. Depinde de forma, de moment a jucătorilor, depinde de modul în care ajungi la meci, modul în care interpretăm totul și, bineînțeles, v-am spus mai devreme, mental și fizic trebuie să fim foarte, foarte bine ca să putem să scoatem o echipă precum Salzburg. Și eu zic că avem capacitatea asta. Normal că mai este nevoie și de puțină șansă,
ceea ce în ultima vreme ne-a lipsit puțin, dar cred că trebuie să începem să ne facem și noi singuri, să facem puțin mai mult fiecare ca să putem să trecem peste.